Dragii noștri, ne dăm întâlnire din nou la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei online Top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald, o campanie pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina de Facebook, pe pagina oficială a editurii. Astăzi vorbim despre o carte fundamentală, i-aș putea spune, alături de Ancuța Bontaș, profesor de biologie. O carte pe care, într-un alt dialog cu domnul profesor Teodoru Ghiondea, spuneam că dacă ar fi să fac un top al celor trei cărți sau a trei cărți care ar trebui să se găsească în biblioteca unui cititor care se respectă, bineînțeles, indiferent că vorbim despre credincioși sau despre atei, are mai puțină relevanță, sunt trei cărți, și anume, sau chiar patru, și anume Originea speciilor a lui Darwin, Biblia, da, sau Sfintele Scripturi, Tora și Coranul, cărți sfinte, repet, pentru cei credincioși. Dar este o carte, este un text fundamental, Originea speciilor, Charles Darwin, o carte publicată în colecția de știință, în colecția Matesis a editurii Herald. În data de 27 decembrie 1831, Charles Darwin părăsea portul Plymouth la bordul corabiei Beagle. În următorii 5 ani, Darwin a cercetat plante și animale de pe cuprinsul lumii, adunând o serie de dovezi ce vor culmina într-una dintre cele mai mari descoperiri din istoria umanității, teoria evoluției prin selecție naturală. Aș vrea să vorbim puțin despre teoria lui Darwin, despre importanța acestei cărți, chiar așa am putea spune, în istoria umanității, cel puțin în ultimele două secole încoace. Bună, Sorin, și mulțumesc frumos pentru invitație. Și da, ai dreptate. Originea speciilor este o carte pe care ar trebui să o aibă fiecare în casă și, dacă nu mă înșel, se făcuse un top și era considerată a doua sau a treia carte cea mai cumpărată, în cel puțin în lumea civilizată. Cel puțin la vremea respectivă, atunci când a apărut, Originea speciilor s-a vândut, au fost vândute toate exemplarele în prima zi. Iar Darwin a republicat cartea cu modificări și adăugiri de 6 ori. Au fost 6 ediții în timpul vieții lui Darwin. Da, este o carte foarte importantă. Extrem de importantă pentru biologie, dar și pentru știință în general. Este o carte importantă pentru biologie. Trebuie să înțelegem contextul. Nu este prima persoană, Darwin nu este primul care vorbește despre teoria evoluției. Au fost oameni care înaintea lui Darwin vorbeau despre evoluție. Darwin nu este nici singurul care a vorbit despre selecție naturală. Însă, meritul lui Darwin este acela că a reușit să explice teoria, evoluția, procesul evolutiv prin selecție naturală și să vină cu cele mai multe dovezi. Povestea acestei cărți este foarte, foarte, foarte frumoasă și este, bineînțeles, împletită cu povestea lui Darwin, un om deosebit. Darwin a fost un om foarte norocos, dar în același timp și conștient de norocul său și un om care a fost o persoană deosebită, care a și ajutat foarte mult. De ce spun lucrul acesta? Și un om corect, care a încercat să fie mai corect. De ce spun lucrul acesta? Într-adevăr, Darwin pleacă foarte, foarte tânăr în călătoria pe Beagle. Beagle fiind un vas a cărui destinație a fost să cartografieze. Darwin avea rău de mare. Și cum ajungeau la uscat, cum mergeau pe uscat. Dar în același timp, Darwin a fost și o persoană foarte meticuloasă. El era foarte pasionat de a clasifica, de a măsura, de a cântări. Era foarte meticulos în observațiile sale. Căci dacă n-ar fi fost așa, n-ar fi putut să ajungă la
modul de gândire și la cartea asta pe care a scris-o. By the way, n-a fost singura carte pe care a scris-o, dar asta a fost o carte extrem de importantă. A schimbat lumea, cartea asta. A schimbat biologia. Ei, și a adunat foarte multe probe, Darwin, pe care le trimitea înapoi în Anglia. Iar la întoarcerea de pe după voiajul acesta de 5 ani, s-a apucat și a început să analizeze ceea ce a primit. În același timp, ceea ce își trimisese înapoi. În același timp, trimisese foarte multor oameni de știință pe care îi cunoștea, fosile și tot felul de materiale biologice. Și corespondea cu foarte mulți oameni de știință. Avea, pe de-o parte, prietenii cu foarte mulți oameni de știință, pe de-altă parte a ajuns să nu se înțeleagă cu anumiți oameni de știință, cum era, de exemplu, zoologul de la Muzeul de Științe Naturale din Londra. A ajuns să îi trimită niște fosile, să aibă divergențe pe marginea acelor fosile și pe marginea teoriei sale și, până la urmă, ei nu s-au înțeles. Deși oameni de știință străluciți amândoi. Ei, deci timp de 5 ani, Darwin este foarte, foarte meticulos în a aduna foarte multe probe biologice, foarte mult material biologic. Se întoarce acasă și încetul, în timp de 20 de ani, el totuși formulează teoria, tot aduce dovezi în sprijinul acestei teorii. Ceea ce îl determină să publice este o scrisoare primită de la Alfred Russel Wallace, un cercetător mult mai tânăr decât el, care nu avea posibilitățile materiale ale lui Darwin. Este important de spus că Darwin a fost o persoană foarte bogată, familia lui era o persoană foarte bogată și familia soției sale ambele familii erau foarte bogate. Deci Darwin a avut, cum să vă zic, luxul de a sta și a cerceta, luxul de a face experimente, pe care Russel Wallace nu l-a avut. Wallace a pornit într-o expediție finanțată de alții, a ajuns să dezvolte și el teoria evoluției prin selecție naturală, să vină cu ideea teoriei evoluției prin selecție naturală și îi scrie lui Darwin. Darwin, când primește acea scrisoare, e un pic trist, pentru că el muncea de 20 de ani la această teorie și, dintr-o dată, tânărul Wallace îi trimite același lucru pe care l-a avusese el. Și ca să fie corect, ca să zic, Darwin chiar a fost o persoană deosebită, ca să fie corect, el scrisese un articol despre teoria asta și cele două articole sunt citite în același timp în Societatea de Știință, de Societatea Linneană de Știință, la momentul respectiv. Era locul în care se citeau articolele științifice, cel mai proeminent loc. Ei, ele au trecut, amândouă, au trecut neobservate. Spre deosebire de Darwin, care și-a susținut teoria în continuare, care a venit cu dovezi și a publicat cartea, el își scrisese vreo 250 de pagini din carte și le pusese deoparte, dar n-a avut, și-a dat seama de impactul pe care îl va avea și tărăgâna publicarea cărții. Alfred Russel Wallace nu și-a susținut mai departe teoria, el și-a schimbat ideile. Și ca să vedeți, între Russel Wallace și Darwin s-a legat o prietenie susținută prin scrisori. Când Wallace s-a întors în Anglia, ei s-au respectat unul pe celălalt, și-au respectat divergențele de opinii de care au apărut la un moment dat și Darwin chiar a reușit să-i obțină lui Wallace, care spuneam că nu avea veniturile lui Darwin, a reușit să-i obțină lui Wallace spre finalul vieții o pensie care să-l ajute să trăiască. Ei, Darwin își susține teoria în continuare. La 2 ani, dacă nu mă înșel, dar la 2 ani după citirea acelor articole în Societatea Linneană, Darwin își publică cartea. Iar anul 2009, de exemplu, a fost anul în care s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Darwin și 150 de ani de la publicarea acestei cărți. Și în acel an,
Dawkins a publicat o carte despre evoluție, dedicată lui Darwin și dedicată originii speciilor, dedicată teoriei evoluției lui Darwin și evident originii speciilor. Deci, cartea lui Darwin a fost un punct de cotitură. Ce are Darwin în această carte și nu găsești în alte cărți, sunt, pe de o parte, dovezi, pe de altă parte, teoria este foarte frumos explicată. Și Darwin are acest dar de a povesti frumos lucrurile. Cartea asta a făcut foarte multe vulvă la momentul respectiv. Teoria evoluției nu este ușor de înțeles, nu este ușor de explicat. Procesul evolutiv nu este ușor de explicat. Dar sunt oameni care încearcă să facă lucrul ăsta inclusiv astăzi. Pentru că sunt foarte mulți care nu cred, consider că este doar o teorie, că nu este că îi spun că este doar o teorie, dar asta denotă neînțelegerea procesului științific, pentru că o teorie științifică nu este o ipoteză, este o teorie științifică, este susținută de fapte, de date, ca de exemplu, adaptarea bacteriilor la antibiotice. Este un proces evolutiv. Se realizează datorită procesului evolutiv. Iar în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi cu această pandemie, este și mai important să înțelegem acest proces evolutiv. Fiind una dintre, hai să spunem, puținele opere științifice accesibile, cum spuneai, publicului larg, iată ca exemplu faptul că un tiraj s-a epuizat la apariție într-o singură zi. Da. Originea speciilor numai că a lansat știința biologiei moderne, ci totodată a influențat practic întreaga gândire literară, filozofică și religioasă a vremii respective, dacă ar fi să ne gândim la acel context. Este cumva foarte interesant ca o carte care s-a lăsat cumva mult așteptată, da? Exact, a reușit să schimbe cumva paradigmele, așa cum spuneam, paradigmele gândirii din acele vremuri. Păi vine cu o idee care la vremea respectivă a fost revoltătoare pentru foarte mulți, da? Faptul că noi, ca oameni, nu suntem centrul universului, cum spune religia, faptul că cartea aceasta, că teoria evoluției îl scoate pe Dumnezeu din ecuație, este revoltător pentru foarte, foarte mulți oameni credincioși. Și este ceva de gândit pentru cei care vor să depășească limita religiei. Ceea ce este foarte interesant la cartea asta este că, și mă rog, la situația în sine, la contextul în sine, soția lui Darwin era o persoană profund religioasă și Darwin nu era o persoană credincioasă și prelungirea acestei publicări a cărții, Darwin a făcut-o tocmai pentru a evita să o supere pe Emma, a încercat pe cât posibil să nu deranjeze pe Emma. Vezi, uite, ei s-au acceptat așa unul pe celălalt, aveau niște discuții foarte interesante, căci și Emma era o persoană cultă, dar fiecare a trăit cu ideile lui, cu credințele lui. Da, cartea a schimbat pentru că a schimbat paradigma în biologie, pentru că astăzi nu poți să vezi biologia, nu poți să înțelegi procesele biologice decât prin prisma evoluției. Nu ai cum să le explici altfel. A schimbat paradigma și dacă te uiți bine, a schimbat paradigma și în medicină. Da, a schimbat, pentru că vine cu o idee complet diferită de ceea ce presupunea lucrurile până atunci. A schimbat paradigma și în
înțelegerea planetei noastre. Pe vremea respectivă erau voci care spuneau că planeta are, Biblia spune că are 2000 de ani, Tora mai mult, și era o persoană, un cleric, nu mai știu exact cum se numește, care calculase cam care ar fi fost vârsta. Și dacă nu mă înșel, tot pe atunci apare și o carte care povestește, o carte de geologie, care spune despre mișcările tectonice. Și mai este un lucru foarte interesant. Vezi, cartea asta a reușit să schimbe paradigma. Tot la momentul, tot cum depăram cu Darwin, a fost Mendel. Gregor Mendel este considerat astăzi părintele geneticii. Mendel a făcut experimente pe mazăre și a venit cu ideea factorilor evolutivi, care se găsesc în interiorul plantelor, în interiorul organismelor și se transmit mai departe. Deși era contemporan cu Darwin, Darwin n-a avut acces la lucrările lui Mendel, care l-ar fi ajutat, i-ar fi susținut teoria. Iar lucrările lui Mendel au rămas necunoscute mult timp după moartea lui. Ca să vezi, până la urmă, și, nu știu, noroc. Sau soarta, mă rog. Da, e un traseu interesant, cum anumiți autori sau anumite cărți importante rămân așa, să spunem, într-un con de umbră până prin viață. Da, Da. Locul în momentul potrivit. Exact. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre originea speciilor de Charles Darwin, o carte publicată în colecția Matesis, colecția de știință a editurii Herald. O carte, așa cum spuneam și eu, cum spunea și invitata mea, Ancuța Bontaș, o carte care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui bibliofil, da, care se respectă. O carte fundamentală din punct de vedere al procesului evolutiv al omenirii, al umanității, teoria selecției naturale. Așa cum vă spuneam la începutul intervenției noastre, și acest titlu, originea speciilor, o carte foarte, foarte bine vândută. O puteți găsi pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, în cadrul campaniei Top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald până pe data de 19 iulie. A fost alături de noi Ancuța Bontaș, profesor de biologie. Îi mulțumim foarte mult și noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cu alt invitat, cu alt subiect, cu altă carte, alt titlu. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă dorim o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!